Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor cu Huidu, Căinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Bistrețul, Puștiu, Pony, Mariachi de la Cronica, Rupa, Jukebox. Foarte rău, dar vreau să văd dacă mă ține masa, că am văzut retrospectiva și avem 53 de kg. Vreau să văd dacă la 83 mă ține masa. Sper să nu cadă. Ce faci, te urci pe masa de Crăciun? Ha, nu, pe masa printre de Crăciun. Sarmale, printre astea, nu pe aici, pe piftie. Te rog, foarte important să fii atent, că începem această emisiune. Începem această emisiune. După ce am văzut retrospectiva aia, îmi dau seama că suntem la nu știu câta emisiune. 11.000 emisiune dintre multele emisiuni pe care le-am realizat. Și întrebarea este, dar până când? Până când s-o tăia robinetul și lumea se va sătura de cronica cârcotașilor, sperăm, nu prea curând. Deci mai stăm... Nu prea curând. Ascultăm și ne îngrozim, stimabili cârcotași, ce grozăvi se vor întâmpla cu prețurile în următoarea perioadă. Că prețurile alimentelor vor crește în perioada 15-20 septembrie cu până la 30% față de cele actuale. Băi băieții, scumpirile de Crăciun nu sunt în septembrie, sunt în decembrie. Prețurile alimentelor vor crește în perioada 15-20 septembrie cu până la 30% față de cele actuale. De la Antena 3 aflăm că Autostrada Soarelui a schimbat kilometri în kilometre. Cele mai mari le-am întâlnit până acum între kilometrele 86. 70. Cele mai mari le-am întâlnit până acum între kilometrele 80 și 70. Bă, așa o fi. Cu chestia asta se schimbă și gramatica Academiei. Rămânem la Antena 3, campioana exprimărilor defectuoase, pentru a afla că... În telegondole trebuie puse saci cu nisip. Ne scuzați, dar trebuie puși saci cu nisip, că altfel apăreți la viitoarea cercetare lingvistică de la CNEA. În telegondole trebuie puse saci cu nisip. Să trecem la lucruri mai serioase și triste. De exemplu, TVR-ul și-a adus aminte că au trecut 18 ani de la Revoluție. Bravo! Dar ascultați când a început ea. Pe 16 ianuarie 1989... Halal respect pentru oamenii ăia curajoși de la Timișoara, la 18 ani de la sacrificiul lor, ați uitat când a început totul. Pe 16 decembrie, nu ianuarie. Pe 16 ianuarie 1989... Și cum e sezonul știrilor despre Revoluție, iată și pe amărăștenii de la N24 cum dau o știre despre Revoluție. Și o ilustrează cu imagini de la Mineriadă. Jalnic, frate. Aproximativ 100 de persoane s-au strâns în jurul bisericii și casa lui Tocheș pe data de 15 decembrie 1989 dimineața. Da, care este greșeala în exprimarea se scumpesc prețurile? Nu știu, de fapt se spune se scumpește prețurile. Bă, ești pe aproape, de fapt se spune se scumpește foarte mult prețurile. Corect, ai dreptate. Știi ceva, eu m-am săturat să tot spun proverbe și aș vrea să spun, având în vedere că e spiritul Crăciunului, un micolind, mai degrabă o sorcovă. Sorcova vesela, să trăiți bine, dans! Seara este o seară specială pentru bebelușele noastre. Hai că asta brunetă nu, dar asta blondă împlinește o frumoasă vârstă la mulți ani! Mulți ani! Să trăiască, doar să
Ioana! Pe mine nu m-ai pupat. Acum te rog. Din partea Cronicii avem pentru tine un cadou. Te rugăm să nu-l deschizi aici. Da. Te rugăm să deschide la casă. E ca un ușor. Și de la noi și de la Recuziterul Anonim avem un cadou pentru tine. Ce iată. Înseamnă asta? Cine e asta? Un nu drag. Știu, dar mai e unul. Mai vine unul. Sunt doi. Să-i stăpânești sănătoasă. Știi că, atenție, nu sunt amintire. Știu că ai. Sunt recuzită, trebuie să-i înapoiezi. Oana are o problemă, ea crede că toate sunt amintiri. Ei bine, nu, sunt prezente. Nu, pot fi amintiri plăcute și amintiri neplăcute. Poate, acum da. Om trăi și om vedea care peste ce și 10 cum. Ani poate vor fi amintiri, ai dreptate, da. La mulți gata, ani, Oana, te rugăm să fii la fel de în formă și frumoasă cum ești astăzi, tot anul care vine. Hai, stai un pic. Deci, suma puțin. Delia, tu nu te bucura, pentru tine s-ar putea să fie amintiri. Dar trecem mai departe. La pe domnul Păzătoar, mă, că ai supărat. Băi, dar pentru cineva da, trebuie să fie amintiri, nu? Da, urmează domnul Băsescu de la noi, de la Capitală. De... Mare consfătuire mare la Lisabona, unde toate țările membre ale Uniunii Europene s-au adunat să semneze noul tratat. Din nefericire, am avut același ministru de externe, Bambiliciu Cioroianu, prezent la mascaradă. La semnarea tratatului de la Lisabona, ministrul a părăsit scena ca un adevărat atlet. Apoi l-a salutat cu gesturi ciudate pe unul dintre omologii săi. Ba chiar a luat-o în brațe pe vecina sa de scaun. Dar nu domnul Cioroianu e important, ci faptul că pentru prima dată președintele Băse a stat umăr la umăr cu premierul Tăriceanu și au susținut cauza Serbiei în ceea ce privește independența provinciei Kosovo. Domnule ministru, ați mers cu președintele în avion. Cum v-ați înțeles? Foarte bine, foarte bine. Președintele Băse s-a scremut și cu un discurs. Atenție, urmează grele lovituri aplicate limbii engleze. In these conditions for sure in bilateral relations will not recognize Kosovo as an independent country. But we are a EU member state. We have to be solidar with the majority of the states which are EU members. Bravo, mă, nea marinerule, l-ai depășit pe neanelul la English language. Tot la Lisabona, președintele Franței, domnul Sarkozy, a fost indus în eroare de finalul unui cântec și s-a făcut ca aplaudă. Oh, la, 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 la. Domnul Sarkozy, semănați din ce în ce mai mult cu Bush Junior. Dar ce, să nu râdă și francezii de unul votat de ei? Auzi asta cu Sarkozy, ăsta e... Să aminte cum făceam pe vremuri când dai noroc? Ai mă, ce să zic. Da, eu cred că dacă președintele Băsescu mai vorbește mult în engleză, o să avem, oameni buni, un conflict diplomatic cu Marea Britanie. O să creadă regina, tanti Elisaveta, că ne bate în joc de limba lor, frate. Cam cum își bate, de exemplu, Tăriceanu în joc de limba română când vorbește ca marean cu care le are, care le taxează, care le are. Mr. President, degeaba vă chinuiți și nechinuiți cu engleza, vă spunem noi cum v-a spus Boc după referendum. Știi cum mi-a spus Boc după referendum? Știu. Nu merge, domnule, nu merge! Domn președinte, să încercați la început cu o limbă mai ușoară. Este vorba despre limba norvegiană, profesor Elena Udrea. Da, chiar încercați cu limba lui Nuții. Pardon, uite, uite ce a ieșit, uite ce mai băgați. Acestea sunt mici accidente de expresie, dar stai puțin să vezi în continuare accidente de muncă în Senat. Muncă în Senat. Nu senatorii, angajații. Dacă nu știa, stimabil cricotaș, urmează acum material despre riscurile la care se expun cei ce lucrează în Senatul României. Și nu vorbim aici de aleși, ci de angajați, care au fel de fel de pericole în jurul lor. Pentru a demonstra tâmpenia asta și-au angajat un cercetător. Omul este imprevizibil. Deci la om nu se poate ști ce face de pe azi pe mâine. Să vizualizăm acum câteva dintre aceste riscuri. Risc profesional de alcool. Poate asta e risc. De parbriz îți vine o aromă de vodcă. Zici că vodcă ai, păi cuvântul meu de onoare. Și ăla este o aromă care poate să-ți facă rău. Sunt unii care nu rezistă. Dacă se uită în acest moment copiii la televizor, să le spunem că nici măcar la desene animate nu vezi așa ceva haios. Din mătale care nu știi, au un lume ce calculator. Și încep și-l pipă. Speculentez. Fără dreptate. Și îl lei sigur în picior și pe șpire. Și ajungem și la cel mai stresat angajat, adică cel care dă banii la aleși. Ești supus unui stres. Ai greșit, n-ai greșit. Vai, te credem că și noi mințim. Toată această hărmălaie a fost făcută pentru că angajații ar mai avea nevoie să obțină niște sporuri de periculozitate la salarii. Sărmani. Mă, nu vă e rușine, mă! Ia uitați-vă câte materiale am aici, uitați-vă toate cărțile alea.
aia albastră. Dacă cade cartea aia. Ea și-a riscat să lucri la senat. E un sport extrem coșmar adevărat. Te folosești lichidul de parfiz. Face evident un cancer hipofiz. Decalculezi venitul pe un an. O să-ți rupi un metacarpian. Risc să-ți cadă ca vreun dicționar. Să lucri la senat e un coșmar. Să lucri la senat e un coșmar. Bravo! Bravo! A fost celebra trupă Jukebox împreună cu împreună celebrul cu domnul celebra Marius trupă Marius Popa. Da, Popa's Band. Yeah. Avem o surpriză. Stai, de fapt e așa, celebra trupă și celebrul trup ar merge. Sigur că da, celebrul trup cu tot cu burtică din dotare, bravo, de unde ai luat tricoul ăla cu burtică? Felicitări, domnul Marius. În ceea ce privește pe cei de la Jukebox, în continuare aveți un CD. Unde vă e, mă, CD-ul, chitroșilor? S-a repulizat, nu s-a dat la colegii voștri, au venit fetele și mi-a bătut obrazul. Ei, chitroșii n-au dat și... Deci și Cristina și Fanny au zis că vă scot de pe lista lor, o să vedeți voi. Acesta este... Acesta este CD-ul cu cântece de Crăciun semnate de băieții de la Jukebox. Să nu căutați manele înăuntru că e nașpa. De ce? Cum să nu cauți înăuntru? Că nu există manele. Chiar au 18 piese, adică nu. Revenim la munca din Senat. Dați-mi voie că ne depărtăm de subiect, vă rugăm. Iată câteva persoane care acuză munca periculoasă din Senat. Deci, bună seara. Ce se întâmplă? Filoftea este numele meu. Sunt femeie de serviciu. Și vreau să le cer răsturea la Senat de spăgubiri. Dar de ce? Eu uite cu aia să... Lasă-mă, domnule, deoarece am dat în patima băuturii. Dar de ce, domnule, ați dat în patima băuturii? Necazuri? Dă bucurii! Pentru că mai în fiecare zi găsesc câte o bucurie de aia la jumate în birou la domnul Văcăroi acolo. Auziți? Asta nu e greață, ăsta, ceață. Viață, asta e viață. Aoleu, aoleu, mâna mea, piciorul meu. Am fost să duc niște pizza în birou la doamna Cazacu de la PD și mi-au căzut în cam niște borduri de acolo, fivara asfaltărilor alea, că m-au băgat în spital. Bună ziua, Costic Electricianu sunt. Domnilor, eu sunt depresiv. De când am dat prin birou domnului Vadin peste prima cutie cu rudotel, am devenit dependent. Și știți ceva? Nu-mi pasă. Apropo, ce se ia cu mine bine? Iau halatul de pe el. Domnule, eu nu mai pot. Eu sunt paznic pe holuri la Senat. Aoleu, ce m-a speriat câtă lume e aici, domnule. De când patrulez pe-n pustietatea aia, fără picioare de om, m-a dezobișnuit să văd atâta lume, iau-te pe... Hai, cărați-vă de aici, felicitările noastre! Mulțumim! Personalul de la Senat, iată! Personalul de la Senat, făcut puțin, praf! Mie mi se pare puțin sonați! E adevărat și oricum au tras, dacă n-au tras de timp cu sceneta asta, da, ne-au dat pe cap. În schimb, doamnelor și domnișoarelor, ultimele bebelușe din seria de 20 sunt pregătite să intre în scenă. Avem în această seară pentru dumneavoastră, atenție! Una bucată de Alessia și una bucată de Mihaela! A fost foarte bine. Trage aer în piept dacă vrei să spui ceva. Exprimă-te. Nu, știi care e problema? Fetele astea au tocuri. Au tocuri, și de da. Fiecare dată când ele au tocuri avem o mică problemă, pentru că tocurile se înfig. Stai un pic să vezi când au fetele material. Tocuri, ce problemă am eu de reprezentare. Ce problemă ai tu? N-ai nicio problemă, îmi pare foarte rău. Să vă prezentăm fetele din această seară. Unde vă duceți voi? Da, una aici și una aici, vă rog frumos. Așa, bun. Domnul Mișu, avem aici o fată blondă. De data asta sunt aici. Dulgheru Alessia, este din Republica Moldova, din Chișinău, de-aia seamănă cu Analesco. Are 22 de ani, este în Zodia Berbec, Facultatea de Psihologie, anul 4. Zim de ce sufăr.
Dar stai un pic că n-avem timp, așa că trecem mai departe la prezentare. Fata brunetă este Ilie Mihaela din Galați, 20 de ani, zodia săgetător, facultatea Universitatea Artifex, specializare management. 7 adică ani de dans modern. Specializarea de directori. De directori, te asta faci înseamnă, directoare? Nu? Manager. Mai tare? Manager, da, manager. Director, nu, manager, da. Fetele vor dansa de încă 3 ori, iar probabil, nu probabil, sigur, le vom da, mai vedea filmați-mă săptămâna și pe viitoare. Mine, lăsați fetele astea în pace. Ce crezi că eu nu pot să-mi dau așa freza, ma nu, pe partea asta altă, în ochi? Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și avem, trecem de la ceva frumos la ceva nasol, respectiv. Auzi, tu nu-ți dai freza în ochi? Care freză? Zvonuri multe și mărunte în ceea ce privește soarta celebrilor Romeo și Julețica de Românica, respectiv Crebenciucul Junior și Elena Nuții Băsescu, mezina președintelui. Gigi ar dori să devină mare naș mare la nunta celor doi, că așa vrea el, că e războinic și multimiliardar. Bă, tu îți dai seama? Eu, pentru respectul care l-am pe Fiorel, n-am nicio problemă. După aceste elucubrații pline de cai verzi pe pereți, iată, cavalerul luminii a fost tins de declarațiile împricinaților. Mai întâi, guzganul Rozaliu ăla mic. Respect pe domnul Becali, dar cred că a fost o glumă care a venit într-o situație nu tocmai plăcută. Nu, vă asigur că ni s-a pus problema de așa ceva până la acest moment. După junior, chiar Crebe senior, marele devorator de păduri și exportator de cherestea, a luat cuvântul. Ca să nu mai vorbim de băseasca aia mică, ce are limba la fel de ascuțită ca și taxul și care îl face praf pe latifundiar. Domnul Becali este ultima persoană cu care aș alege să-mi fie naș. Și nu cred că ar avea cum să ne fie vreodată naș în cazul în care s-ar ajunge la vreo căsătorie, dar nu cred. Pentru simplu fapt că Andrei nu este deloc apropiat de el. A început să se intereseze de Andrei mai mult de când are Andrei o relație cu mine. Și le întreabă tot timpul ce spune taică, să spunem și mie ceva ca să zic și eu la televizor. Păi vezi, băi, Gigi, bă, dacă te apuci tu să faci tu declarații tu după capul ăla tare al tău, să te dai șmecher la televizor, și-l face ești. Până și mucoasa asta mică ți-ar dă una peste botic. N-aș închipui ce ești. Trebuie să bată și fata, că ea cam... Văd că ea cam conduce acum ostilitățile. Bă, dar dacă nu vrea ea, nu o să mai vrea Andrei, pentru că, bă, că ea e catasul, ține hățurile în mână. Așa le ține hățurile, așa. Așa. Mai copii, mai cum să refuzați voi pe Gigi Canaș? Nu știți deja că deja omul a pregătit meniul pentru masa de nuntă? Iată meniul pentru masa de nuntă, selecțiuni. Ia, fiți atent. Mic platou de brânzeturi fine și grosolane, mămăliguță cu brânză bună în burduf de câine roșu. Păstrămioară de oaie ornată cu traista ciobanului, corn de berbec umplut cu caviar. Cotlete de berbecuță în sos de pipera verde, paste cu prostociuto și brânzică de acasă. Cârnați de oaie roșie albastră și desert clătite umplute cu euro. De băut avem vinul cavalerului luminii și apă plată izvorul minciunilor. Se servește la discreție, drop de sare și tortul miresei umplut cu tarhon. Da, gâmurile sunt din aur masiv, dar furculițele, oameni buni, nu sunt ascuțite, deoarece nașul are obiceiul să le înfingă în invitații. Poftă bună, stava în gât. Trecem la masa alăturată, masă îmbelșugată a băieților din asfaltare. V-am zis că este o masă îmbelșugată a băieților din asfaltare? Cea mai îmbelșugată! Băiete, două licitații mici la masa din colț. Lume, lume! Jale mare pe frontul autostrăzilor. După ce au fost demarate cu surle și trâmbițe lucrările la autostrada București-Ploiești, au încetat exact la fel cum au început. Subit. Explicația oficială vine de la trubadurul ministru Orban. S-a oprit și din cauza vremii. Ei spun că nu din cauza vremii, că din cauza banilor. Asta e problema lor, ceea ce spun. Păi înseamnă că mint? Deci vor fi plătiți. Adică, mai pe înțelesul nostru al tuturor, nu se mai dau bani de la stat pentru oligarhii asfaltului, care, supărați nevoie mare, îl iau de urechi pe ministru. Dacă doriți să vedeți cum arată băieții deștepți de la asfaltări și construcții plus de zăpezit, priviți repede aici. Cred că am pierdut prea mult timp acolo, pe la ușă. Am făcut 7 km de autostradă în 3 luni de zile, 2 luni și ceva de zile și n-am primit niciun ban. Circa 10 milioane de euro de încasat și până nu încasez, chiar... Nu mai fac nimic. Cam așa arată băieții deștepți. Domnul Orban de la transporturi a fost zilele trecute ajuns de blestemul lor pentru că a executat un accident de toată frumusețea în urma căruia a rămas fără permis. Adică este singurul ministru al transporturilor din istorie cu carnetul suspendat. Of, of, măi, măi! Domnul Orban! Ne mulțumim, domnul Orban, că e un ministru în România deosebit. Ne pare rău că ați rămas pieton.
Dar am pus o vorbă bună și avem o surpriză pentru matale. De la poliție am făcut rost de o autorizație absolut provizorie. Dă-mi autorizația. Prin prezenta se certifică provizoriu că numitul Ludovic Orban, provizorul ministru al transporturilor, a fost testat cu etilotestul și provizoriu avea alcoolemie 0%. El poate circula, dar numai provizoriu, cu mașina personală provizorie către serviciul său provizoriu. Prezenta servește la circulația numai pe autostrăzi. Ah, deci nu e bună de nimic. Mulțumim foarte mult. Bine, era bună provizoriu, până la un guvern capabil să conducă drept, mă gândesc. De condus și mai mult, mai mult și mai mult, până la sfârșitul oricărui drum. Deci, nu? Nu. De condus până la sfârșitul oricărui drum am condus noi. Am condus noi până la poienile de sub munte, dacă mai ții minte. Acolo? Unde vreau... se oprea drumul, oameni buni. Nu vreau să-mi aduc aminte. Totul s-a oprit. Noroc a frânat. Deci noroc a frânat. Acum eram acuzați de trecere frauduloasă a graniței. Nu, da, se termina drumul într-un cerc de la, cum îi spune? Sens giratoriu, zice. Giratoriu. Da. Dar de ce era giratoriu dacă avea o singură intrare? Păi nu era și intrare și ieșire, n-ai înțeles. Nu, n-am ieșit, n-am înțeles. Ai permis de conducere? Cârcotașii, cârcotașe, să vă spunem ce mai face echipa. Păi bine, se plimbă. Am fost la sfârșitul săptămânii trecute cu cartea domnului Mișu în deplasare. La început la Sighișoara, unde cetatea ne-a așteptat așa cum se cuvine. Din nefericire, exact când am început autografele, opa, s-a luat curentul, ca să ne mai liniștească puțin. Totul s-a terminat însă cu bine. Tot o întâlnire de astă dată, una mai zgomotoasă s-a produs la Baia Mare, unde o ceată de maramureșeni uniform organizată a luat cu asalt locul întâlnirii cu cârcotașii și bebelușele, mă. Ce faci, Pitbull? Bună seara, doamnelor și domnilor, au loc cum sunteți. Printre mii de autografe, pupături și alte chestii împărțite, am privit cârcotași fericiți. Să aveți sărbători frumoase, oameni buni, și la anul care vine mergem și în alte orașe pe unde n-am mai fost. La mulți ani și mii de mulțumiri celor care au fost la întâlniri. Le promitem că vom reveni. Mulțumim tuturor cârcotașilor care au venit la întâlnirea cu echipa Cronicii. Singurul care a lipsit a fost domnul Dezbrăcatul, dar a lipsit motivat. Era frig și era dezbrăcat. E adevărat. Era și acolo dezbrăcat. În nordul țării era foarte, foarte, foarte frig. Dar stai că am fost și mai în nordul țării. Asta o să spunem, asta o să spunem la final de final. O să vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat cu banii pe care Cronica i-a făcut rost în urma campaniei. O să avem și un câștigător săptămâna viitoare. Până atunci, 2, 3 și pauză! Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Doamnelor și domnilor, s-a întors Cronica Cârcotașilor cu Huidu și Găinușă! Cu Huidu, Găinușă, trupa Jukebox și adevărat bebelușele noastre și în această seară 22 și Oana sărbătorită astăzi. Da, sărbători mulți ani, Oana, la mulți ani, bravo! Oana e doar cu puțin mai în vârstă decât Cronica. Am văzut o emisiune, păi ce emisiune istorică am văzut, ai dreptate. Oricum, felicitări, mulțumim domnul Nicu pentru decorul furnizat, a lucrat foarte mult la el, este de sezon, mulțumim foarte mult. Mergem mai departe, ce avem? Ții tu de chestia asta, avem tâmpenii din televiziune, dar eu nu pot să spun despre... Așa apare și domnul Bodo la final. La final, dar... Urmează un material de sezon că a venit iarna și după cum spunea chiar președintele, iarna nu-i ca vara. E, de data asta am simțit-o pe pielea noastră și noi și Gigi care era să se dea cu zgâibăracele în sus la intrarea alunecoasă de pe Ghencea. Apoi, nevricos, cum îl știm, a luat mătura și era să o rupă frate de forțoș ce e. Tot din fotbal, domnul Turcu, cel mai gramatical acționar de la Dinamo, a luat un bulgăr între filimeare de la cel mai mare suporter al Vasluiului. Bravo, punct ochit, punct lovit. Și pe teren la fel. Revenim la tembeliziuni, iarna face ravagii. În numeroasele state din Midwest ninge cu ciudă de aproape o săptămână. Deci ninge cu ciudă la americani?
ciudată exprimare. În numeroasele state din Midwest ninge de cu ciudă de aproape o săptămână. La irealitatea, Saviana cea clipicioasă are probleme cu gramatica. Așadar, începe să se caute brazii autohtoni. Dragă Saviana, brazii încep să fie căutați, că altfel sună rău. Așadar, începe să se caute brazii autohtoni. Și cum domnul Prelicianu zis, copilul bătrân de la realitatea nu putea lipsi din cronicuță, vine și el cu o chiftea. Mai sunt mai bine de o săptămână și jumătate. Săptămâna este subiectul, deci corect era o săptămână și jumătate. Gramaticalule, vorba lui Costi. Mai sunt mai bine de o săptămână și jumătate. Încheiem cu o cântare de la Bodo, pe care nu mai suportă nici microfonul. Priviți cum se înclină la vocalizele lui. Ai grijă, Bodo, vezi că microfonul fuge mai tare ca Ioana. Asta e o răutate, nu e adevărat. Nu e adevărat, oameni buni. Microfonul... microfonul fuge la fel de tare ca Ioana. Asta am pus. Da, 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 așteptați un proverb, nu? E bine, o să spun un colind, da? 1, 2, 3 și... Scolați gazde, nu dormiți. Vremea e friguroasă cu ninsori la munte și polei. Dans! Oana, dă-te jos de acolo, Oana! Ce faci, Oana, acolo sus? Cine te-a cocoțat pe tine acolo? Deci am înțeles, că, am înțeles că Oana a făcut repetițiile în vârful bradului de la Unirea, dar... E numai o vorbă, nu, nu cred. Nu i-a ieșit chiar așa nu cum ar fi vrut ea, da. Și mai stinge țigările astea în studio sau ce se întâmplă aici? Trecem, unde să trecem? Într-o garsonieră, unde să trecem? Dă-te jos de acolo! Bungee jumping. Ca de obicei, mare scandal, mare la dans, senzaționez cu un direct înregistrat și enervant de asta dată. În cămăruță, pardon, în garsonieră o găsim pe fata domnului Moculescu, plus niște ființe foarte nevricoase. La telefon, domnul George Nicolescu, mare cântăreț și interpret. Eu vă condiționez, dacă acum nu, dacă mai continuă să mai vorbească, eu m-am ridicat și am plecat. Nu vorbim despre compozitor, domnul compozitor. Dar n-are dreptul să încheie omul ce am vrut să spună? Eu plec, mă ridic și plec. Încheie, domnule. Domnul Nicolescu, cât timp voia domnule să încheiați? Păi nu, dar nu pot să închei, din mama ce nu se lăsă. Nu poate să închei, hai să mergi. Stați puțin, domnule Săi. Nu stăm subiectul. Nu, stăm puțin să mă rog. Doamna, eu nu am ce să ascult cuvinte de laudă. Ce ziceți de mama dumneavoastră acum? Încercați să-mi păcați dumneavoastră. Da, domnule, are și n-are dreptate. Eu înțeleg cum a dat poziția, dar trebuie să lăsăm pe omul ăla să încheie. A zis bună seara, domnul Nicolescu, și atât. Păi l-ați întrebat și a zis că nu, că el are de spus. Păi nu, dar atât a zis omul, eu nu înțeleg. Doamna, după cum vedeți, a plecat, dar scandalul continuă. Si dă-i, si combate. Dar nu vorbește despre ce e vorba, nu e subiectul. Dar lasă-mi să vorbească, unde am pierdut. Să vorbească. E emisiunea dânsului. Păi, el vrea să vorbească, domnule. Domnule, Dan Diaconescu așa vrea, nu e emisiunea ta, e emisiunea lui. Vorbim. Am mai vorbit una aseară o oră jumate. Foarte bine, Rorsana Popescu, de aia e sfiitoare. Ce sfiitoare? Asta până când fata cea mică a moculozaurului se enervează și ea. Mama, ați nebunit, fraților, ați nebunit. Să ce singur, amândoi, vă rog, să vorbiți. Brenea, Dane, dar așa o menagerie nici la Elodia n-a fost. Cum o-i fi reușit să-i faci să se bălăcărească? Habar n-avem, dar te descurci de minune. Că altfel, de unde atâtea Bentley-uri, elicoptere și alte rachete balistice pe care le-ai în dotare? Hai, să se facă. Contrar așteptărilor, nu vom face niciun fel de scenetă cu Diaconescu. Ce încercăm să explicăm acum copiilor ce se întâmplă în războiul moculescian? A fost odată ca niciodată o mamă rea care avea o fată și mai rea. Nu, nu e vorba de Cherida. Și mama s-a uitat în oglindă și a zis: oglinjoară, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinjoara a spus: dați-vă amândouă la o parte că nu văd nimic. Nu vezi, deoarece ești spartă, oglinjoară, oglinjoară, era pe repeat. Păi dacă a cântat moculozaurul, cât crezi că pot să rezist? Zise oglinda, care fie vorba între noi, se cam spărgeam figuri. Dar, spuse oglinda, mai bine vă duceți amândouă în pădure. Zis și făcut, moculeasca mare și moculeasca mică au ieșit în pădure, unde însă a aterizat peste ele elicopterul lui Dan Senzaționescu. Pff, sfârșit, the end, canieți filma.
Emisiunea trece, țigănia rămâne, dar nu oriunde, ci la ea acasă, la Strehaia. Bă, de aterizat tatărză la Timișoara, după aia plecă la Strehaia. La Strehaia, zic bă, că... Bă, la Strehaia, doce, o să-ți spuneau, dar tu galică, nu la Strehaia. La Strehaia. Faceți-l, faceți-l, că i-a dus și înapoi din franțuzica urmașii lor a eliberat de Cogălnicianu de mai bine de 100 de ani. Madame Semon se ureșe aia care a speriat vestul și a primit de la statul francez bani numai să elibereze locul pe acolo și-a. Ne-am întors să facem sărbătorile. Da. Da. Mai bine aici în țară sau acolo? Mai bine acolo. De ce? Ce sărăcie goală. Ăștia francezi, ăștia boieri vere, nu ca țiganii de italian care te expulzează fără nicio rușine. Minișor, minișor, mulțumim lui poporul francez. Franceză ne-a dat euro, ne-a pus pe avion deja. De la Paris venim. Ai, mă. Frumoasă acolo. Deci, mapă românește, romii țigani din România e vesel. Fratelo, ei a venit acasă cu bani de la franțuși și în februarie emigrează la loc. Pentru că nu e loc pe lumea asta mai meseria și mai caștă decât Parisul ver. După sărbători ne întoarcem înapoi. Da, bine, așteaptă să ajungem înapoi. Și uite așa să plimbă cetățenii europeni de la Strehaia până la Fontainebleau. Europa, Uniune ți-a trebuit și a nimerit peste tine o mare neagră, Doamne iartă-ne. Să-ntoarce țigarii mă de la Franța mișto, acolo-i viața ro. Cerșeală sau magle sau orice chelcășoză. Sacrit francezii mă, le-a dat și euro să nu se mai întoarce. Dați-a pe pace șmecherie și o să se întoarce în februarie. Dacă nu i-aș cunoaște, aș spune că ar fi formația Megastar. Dar nu este adevărat, este vorba de Jukebox cu domnul Marius Popa, Tinere Speranțe. Tinere Speranțe. O țigănie de melodie. Chiar o țigănie de melodie. O, dar iată, avem aici în platou, cred că sunt doi străini. Bonjour, bonjour, comment ça va? Cum si cum sa? Suntem familia Dupont, Nicolas et Nathalie și a venit aici la dumneavoastră în țară în vizită. Oui, oui, foarte frumos la capitala Budapest. Iau, și ce ați văzut frumos pe la noi, ia? Puțin, puțin. Am stat mai mult la televizor și ne-am uitat, ne-am minunat de știrile de la ora 5. Oui, beaucoup de omorul, violul, arș de vi, topoare în cap și casiei împușcați în cap. Am venit la România deoarece e mai liniște decât la noi. Dar de când se întorc concetățenii voștri în Strehaia, mai mergem și noi pe acasă. De sărbător, mergem acasă că ați plecat voi. A, pe atunci la revedere. Pa, pa, urmar. Hai, Nicola, Nicola. Da, dacă... Dar ce aveți acolo? Nu vă supărați. Am un junghi în spate, nu știu ce se întâmplă. Oh, la la, Nicola. Oh, la la, la la, la la, la la. A venit Via Ferentarză, Brăut, vă rog, aici, aici sunt, da, aici. Nu neapărat Via, cred că Via știrile ProTV au venit. Și asta este foarte adevărat. Vă aduceți aminte, acum o săptămână aveam o problemă tot pe la știrile vizionată cu un senator de la PSD care ar fi vrut să vizioneze niște chiloți. Ei bine, Hrubi a rezolvat problema. Mă... Săptămâna trecută, senatorul Ion de la PSD Buzău avea oarece curiozități cu chiloții fotoreporterilor. Dai și mie schimbă să te zi pozeze vreo. Am o curiozitate. În drum spre Focșani, urbea sa natală, pletosul Cristi Hrubaru s-a oprit în Buzău pentru un cadou și un schimb de chiloți în public cu celebrul senator. Știți de ce am venit la dumneavoastră, nu? Un frumos cadou din partea mea. Și mi-aduceți un cadou de la... Da, un cadou foarte frumos. Dar am să vă întreb, domnul senator, de unde pasiunea asta pentru chiloți de reporteri, așa dintr-o dată? Pentru că eu am văzut, oamenii politici au o grămadă de pasiuni. Unii colecționează tablouri, unii citesc almanahe, alții merg cu motocicleta, unii se duc la Golden Schlitz. Dumneavoastră aveți o pasiune mai ciudată așa, chiloții de reporteri. Nu numai chiloții de reporteri. Acum vreau să vă spun un lucru, că chiloții, nădrăgei ăștia pe care îi poartă până la urma oamenii toată lumea. Așa. Să știți că sunt subiect pentru foarte multe alte preocupări. Nu știu dacă ați văzut, se dau autografe, se pun inimioare, se fac din drapele a unor țări.
Sunt tanga, sunt cu oață, sunt cu părață. Ia luați din partea cronicii cărcotașilor o pereche de kilos de reporter. Mărturisesc, mi-a trebuit ceva timp să mă hotărăsc să mă despart de ei, dar am zis că dacă sunteți un colecționar de așa este ceva... roșu-albastru, e ceva cu steaua. Nu comentez. E și cu alb aici și dacă intrăm în amănunte, s-ar putea să ajungem la Craiova și atunci se supără Huidu. El fiind fan Craiova. Și înțeleg. Cum n-are nicio hartă aici, deci să înțeleg că pe chiloțelul ăsta, deci n-are nici naționalitate. Ama, ca să spunem un pic de adevăr, era o chestiune, o solicitare a mea, cum de se întâmplă de să fac poze pentru un obiect care e... îmi aparține un obiect privat. E adevărat, eu sunt persoană publică, dar mașina mea este un obiect privat și acolo e o mică problemă cu făcutul poze. Și atunci, pentru a aduce lucrurile către tot ceva intim și privat, am solicitat această pereche de kilos, dacă sunt dispus, mi-i dea să fac o poză. Foarte tare! Acum, pe final de an, am să vă rog să faceți o urare cronicii cârcotașilor telespectatorilor, Prima TV, mai ales că împlinim 10 anișori. Aho, aho, copii și frați, ce vă venire să plecați, stați aici să-i veseliți pe cârcotași și cei vestiți. Aho, aho, măi cârcotași, voi sunteți băieți de oraș, ne-ați căutat, ne-ați și găsit, suntem buni de cârcotit. Aho, aho, ne-ați cârcotit, dar iată, noi ne-am revenit și suntem gata acum toți să vă întrebăm, aveți chiloți? Aho, aho, de mai veniți, să fie clar, chiar pregătiți, cu nădrăgie intimați atunci când sunteți întrebați. Ia mai mânați, băi! De la Buzău pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Înapoi la băieți. Mai am un cadou pentru... Ia, ce? Dar din dar să face răi. Aoleu! Da. Ce? Dacă mi-ați adus chiloți, eu vă dau pe Bobo. Da, așa e pentru ce colegii cum? Dumneavoastră. Ăsta a venit moșul. Huidu! Huidu! Mișule! Ia, lasă-te. Mișule! Pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Domnul senator, mulțumim foarte mult, dar să știți că mașina este la fel de publică precum sunteți și dumneavoastră. Asta este. Dar stai un pic, deci nu mai funcționează, nu mai zice. Cristi Hrubaru, poți să vii aici să faci pe papagalul? Că nu... Deci e, nu e zice. E plecat, îmi dă-l în Cristi de... Hrubaru, păi nu, așa rămâne să-ți mai zici, zi tu mai tare că... Filmați-l pe Mișu, vă rog, cum... Cristi Hrubaru! Cristi Hrubaru! Hrubaru! Asta era, da. Deci asta este. Deci de ce Cristi Hrubaru? Așa rămâne. Felicitările noastre, el este Cristi Hrubaru. Mergem mai departe. Avem două fete. Taci-mă din gură. Asta repetă tot ce spui. Mergem mai departe. Avem două fete la cronică. Alessia și Mihaela. Mihaela? Da, Alessia și Mihaela. Atenție. Fete. Bravo! Ei, nu știu unde și cum s-a întâmplat, dar cele două fete sunt bravo, și... Fete, bravo, fetele, nu pleca, unde ce-am vorbit eu cu tine mai devreme, Bruneta, unde să te oprești, așa vezi. Ia, Bruneta este Mihaela Ilie, este din Galați, are 20 de ani și este săgetătoare. Studiază facultatea de management, iar cea blondă se numește Alessia Dulgheru, este din Republica Moldova, din Chișinău, are 22 de ani și este la facultatea de psihologie anul 4. Wow! Iar tipul ăsta numărul aici... de telefon este 0. Iar tipul ăsta de aici așa a fost ziua lui Brad Pitt, îi se spune, deci... Da, ai fost bolnav când erai mic. A fost și bolnav când am fost mic. Bravo, fetelor, felicitările noastre, mai avem două dansuri cu voi.
Și săptămâna viitoare vă vedem printre alte 18 la noi la emisiune. Păi și noi mai încăpem? Nu, o să mai încăpem și noi așa pe aici, pe acolo, prin părțile mai puțin esențiale. Ce avem? Unde am ajuns? De la ceva frumos trecem din nou și cum s-au nimerit momentele astea. Ha, mă, că-i frumos. Ceva frumos și trecem la... Domnilor și domnilor, stimabili cricotași, Cherry da Buzuca Chucky Zăvoranu și-a adus păpușa în premieră la Dan Senzaționesc un show. Aici, acritura și-a arătat jucăria în speranța că fetițele vor cumpăra pocitania să se joace cu ea. Eu nu sunt obișnuită. Aici, la camera asta, e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare. Da. Așa. Așa e. Și mai sobră așa puțin. Deci păpușa ca păpușa, dar cricotașii sunt niște animale care nu o lasă pe ea în pace și din cauza asta face depresiuni. Vă rog eu, oameni buni, nu mai sunați pe mine să mă întrebați de cimitire, că am așa cad într-o depresiune, ca să zic așa, într-o depresiune depresivă. Pată dragă, depresiunea e tu în loc de creieraș, cel mult o depresie te poate cuprinde. Băi, Mahalajoica Suprema României. Pune un catâr și lasă-ne în cale, că pe catâr să dai bice, zice un alt anonim. Ăștia sunt fanii șontorogilor ăia de la plin, că nu mai au genul ăsta de... Ce șontori? Păi, ăia doi... Vedeți cum, știți ce se întâmplă? După cum se spune că fiecare țară și are președintele sau conducătorii pe care și merită, așa o să vă spun că fiecare persoană publică sau fiecare emisiune își are și are admiratorii sau fanii pe care și merită. Acești doi rahați care se numesc Huidu și Găinușă au la rândul lor niște rahați de fani. Fanii și cei care se uită la genul ăsta de emisiuni nu pot să fie decât la fel de tâmpi și de ignoranți și de nesimțiți ca ăștia doi, cretini ăștia doi care o fac. Venind din gurița matale cea plină de venin, chiar ai grijă să nu-ți muși limba, că s-ar putea să-ți ocupi un loc în minunatul cimitir. Deci, venind din gurița ta, aceste cuvinte ne fac cinste, pentru că, într-adevăr, cei ce se uită la noi nu dau doi bani pe ifosele tale de țoapăre și apată plină de catăruri și silicon. Eu nu sunt obișnuită. Aici, la camera asta, e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare. Așa. Așa e. Și mai sobră, așa puțin. Chucky! Papușa ucigașă! Ruj, pe. Doamne, Șerban, este plină de spiritul Crăciunului. Dă-mi voi un pic, am așa din când în când, mai am făcut un ciubuc la emisiune și am o datorie la o prietenă mai veche, dați-mi voie, își face reclamă. La camera asta e ok? Da, uite, vedeți ce bună a fost ideea telespectatoare, da. Așa e, și mai sobră așa puțin. Oricum a umplut cartierul de spiritul Crăciunului, să fie clar, e plin. Dragă Cherida, am pus o vorbă bună la Moș Crăciun, care vine chiar acum să-ți facă un cadou. Cadou. Ho, ho, ho. Zic așa de fapt pentru că mi s-au toci flăcuțele la frâne de la rini. Și m-ați chemat sau nu m-ați chemat? Te-am chemat, dragii moșului. Vă rog, am o comandă, Dimitrie Pompei, Crăciun Taxi, vă rog, recepție. Da, deci Moș Crăciun, te-am chemat, uite care e șmecheria, fii atent, ascultă-mă un pic, da? Vrem să-i oferi un cadou Cheridei. Da. Dar de ce eu, frate, de ce eu? De ce nu Moș Nicolae? Păi eu de fiecare dată trebuie să trec prin toate cartierele alea periculoase, lasă-o încolo de treabă. Adică pe drumul Taberei, unde... Hai, moșule, te rugăm, uite, spiritul Crăciunului ne-a cuprins pe amândoi, spiritul Crăciunului... Ce să zic, așa îi spuneți voi, diagnosticul meu este altul. Mă rog, dar fie. Dragă Cherida, moșul ți-a adus un sac. Cum, mă, un sac gol? Gol? Da, păi gol, dar vrei să-l umplu cu tot felul de păpuși de la Chucky. O să bag în sac pe Cherida și o să o duc într-un loc magic unde supărarea îi va trece și va zombi, va zâmbi, un loc ca acasă. Da? Unde? În țara spiritușilor? Nu, în cimitir. Ia uite-te că mai am o comandă aici. Mai am o comandă aici. De la Cioacă. Am plecat. Mulțumim foarte mult moșului. Stimați stâmpiți, stimați telespectatori. Să ne fie rușinică. Rușinică? Top, 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 top.
rușinică. Peperuș, bă! Top, 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 rușinică! Hai, lasă că ieșim afară și îți dau o rotulă în gură și tu îmi dai mie un număr în dințișorii din partea asta. Ne batem ca la nebun. Bună seara, sunt Iulia Bejulala. Bine ați venit la surprize la galele KK1, la marea bătălie dintre colegii mei de la emisiunea matinală. În colțul din stânga, Busu Zis Rembo de la Meteo. Hai, lasă că ieșim afară și îți dau o rotulă în gură. Armele lui Mortale sunt lovitura de rotulă în gură și glumele proaste. În colțul din dreapta, Dedu Terminator. Principala lui calitate este că îl poate suporta pe Busu fără să moară de plictiseală. Stai să-l sup pe Moga, că mi-e dor de el. Meciul a început. Busul lovește cu o glumă de 2 lei. Dedule, ghici-ghicitoarea mea, ce începe? Cu P are 4 litere și îți vine ție acum drept în față. Un pumbă! Ce glume bune fac! Sunt regele glumelor! Și-ți dau o rotulă în gură. Nici nu știu cum de nume ia sârbul la o emisiune mai mare și mă lasă să mă consum dimineața la Meteo. Stați-mă puțin să-l sun pe Moga, că mi-e dor de el. Este rușine pentru națiunea noastră, dumneavoastră, să fiu foarte direct. Da, bine, bineînțeles, pentru tine, homosexualul. Altceva, oricum, nu aveți ce să spuneți. Ce aveți, domnule, cu omul ăla? Ați auzit că are copii, are familie, nu-i homosexual. Ce copii, ce familie să aibă, să-mi trebuie crăciun familie ăsta, mă. De ce, băi, homosexualilor, îl dau pe lăcătuși afară și fac echipa. O să dau afară 6-7 de-astea, voi bătrâne. În primul rând, nu mai jucăm cu 11 jucători, o să jucăm cu 12, ca așa vreau eu, ca în banda. Băgăm-i și în Dan Voiculescu. Încep în poartă să păzească stâna cu oile negre. Megara și Benel Nicoliță, amândoi. O să dau afară 6-7 de-astea, voi bătrâne. Pe linia de fund nu bag pe nimeni, homosexualilor! Mijlocanși, pe Mirel Rădoi, îl bag la mult soi pe partea dreaptă. Că dacă tu ești homosexual... Pe oile, Balea, Dădică și pe Niculescu, îi bag pe stânga. Da, șeful de Niculescu e la Dinamo, sau la Rapid. Cum să fie la Dinamo, băi, zdreanță? Îmi zici tu mie unde e Niculescu? Deci eu sunt antrenor, da? Tu ești de antrenorul șeful. Dân, așa, pe Golanski, Zapata și Bălăni îi dau afară că nu pot să le pronunț numele. De Bălăni nu mai joacă de mult, șeful. Ce, mă? Taci, bă, tu ești cu luptele tale, eu sunt antrenorul. Da, eu sunt cu luptele. Păneșu și pe Zaharia îi bag în... La Măsi, că mă enervează. Nu mai contează pe cine bag în atac, că dau bani la arbitri și băi bag pe toți. Tu ești de antrenorul șef. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a efectuat o vizită de lucru la ușa primului ministru al Marii Britanii. Nu e nimeni pe stradă, pe Tăriceanu să-l vadă. La prim-ministru nu-i plecat, dar bă face de... Să sun, să nu sun, să rupă. Da. E cineva acasă? Aici stă prim-ministru Angliei? Da, cine-l caută? Spuneți-i că-l caută Tăriceanu, de la București, ăla cu guvernul. Sir, a venit unul din Ungaria la ușa cu cerșitul. Oh, acum sunt la televizor, să aștept. Când ai o țară, fie budă, fie rea, e țara ta, e țara ta. Și ce doriți? Sorcova, Veisela, mai nimic. Ridicarea vizelor, niște fonduri nerambursabile și o cană de sare, că suntem vecinii noi acum. Vrea niște sare. Oh, dă-i o linguriță din cămară. Ai naibii unguri.
Premierul a fost întâmpinat cu pâine și sare de omologul său englez și stau la ușă și nimeni mă ascultă. Și au fost subliniate încă o dată caldele relații de prietenie româno-engleze. Să plece, mă cam deranjează. John, nu te supăra, regina stă la palatul ăla cu porți mari din centru? M-aș duce să împrumut niște zahăr. Nu e nimeni pe stradă. Nu e nimeni pe stradă. Nu poți uita. Ungaria. Kazahstan. Kazahstan, dar prietenii știu de ce. Evident, facem o scurtă pauză, că deja nu mai putem. Ne-am ambalat prea tare și trebuie să ne oprim un pic, dar revenim imediat, cronica se întoarce. Rămâneți pe prima, în câteva momente revine cronica Cârcotașilor. Doamnelor și domnilor, s-a întors cronica Cârcotașilor cu Huidu și Găinușă. Așa se strunesc renii, să știți. E foarte greu să diluiești cu renii lui Moș Crăciun. Să diluiește. Să diluiești, că Rudolf nu vrea diluat, el bea concentrat, așa că... Rudolf? Vorbește Rudolf? Mamă, ne-a cuprins și pe spiritul Crăciunului. Dăm cu acest spiritul Crăciunului să ne cuprindă și pe noi. Să fim împodobiți, mă. Nu, că o rup. Gata, hai, nu o rup, haide, gata. Ia uite, toată emisiunea e împodobit. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Și ce facem acum? Cităm din albumul... Acum cred că o să ne curentăm. Ciuchiboxilor, da? Mai avem aici, apropo de Rudolf, Rudolf the Red Nosed Reindeer. Cum? Ce scrim aici? A, păi e în germană. E în germană, noi nu știm germană. Dar de unde știți voi să cântați în germană, mă, băi? Pentru cei care vor să găsească acest album semnat de Jukebox, ar trebui să se ducă să vadă la Diverta și pe unde mai aveți, mă? Și în alte stații de benzină. Și pe vetropajukebox.ro. Să fii tu sigur că o să vi-l comande acolo. Da, sigur. Deci, pentru cei care nu știu, se află exact lângă romanul meu. Dar să trecem mai departe la ce avem. Avem greșeli din televiziune. Sigur că da. Să ne uităm puțin la saltimbancul de la miezul nopții, domnul Mircea Badea, care dacă n-ar face ca toate urătănile, uneori ar avea și lucruri bune de povestit. În momentul în care pe 13 decembrie au căzut... 3 fulgi din cer. E clar, cameramanul din față a făcut duș. Ce e însă mai grav este că matematicianul scăpătat de la atâtea articole îndoielnice și știri de 2 lei dă rateuri la creieraș. Deci 80 și cu 75, 175 de milioane. Vai măi, matematicianule, ce calcul reușit! 80 plus 75, 175. Deci 80 și cu 75, 175 de milioane. Probabil așa iei tu banii de la Felix. Pe hârtie sumă mare și în realitate sumă mai mică. Îl lăsăm pe șturlumbatic și trecem la o adunătură de erori, denumită N24. Fută Dumnezeu! Fută Dumnezeu! Vai, dar ce cuprins de spiritul sărbătorilor este domnul acesta! Rămânem la N24 pentru cea mai prolifică furnizoare de chifteluțe către cronicuță, Duduia Elena Oprea. De data asta s-a întrecut pe sine. Începem cu patronatele. Și Asociația Națională a Patronatelor. Continuăm seria de inepții cu predecesorul. La cele 230 de avize emise de predecesorul său. Și la final încheiem apoteotic cu pelerinajul. 2 milioane de credincioși s-au strâns până acum în Arabia Saudită pentru a lua parte la pelerinajul anual de la Meca. Nu mai comentăm nimic, că am rămas fără cuvinte. Elena, dragă, ție îți trebuie un tratament cu apă caldă și piramidon. Mi-a plăcut întotdeauna, o salutăm pe Elena, a fost colegă. Dar știi de ce seamănă ea acum cu Jack din poveste? Nu știu. Poate că firul relatării este la fel de dezgânat ca vrejul lui de fasole? Nu, adică da, dar și ea și Jack, când se ștergeau la nas, dădeau cu cuvântul în fasole. Dacă permiteți, mai am și eu un colit că m-a prins ăsta, spiritul Crăciunului. Deschide ușa străine, deschide ușa străine. Că am venit să vă citesc ca povetru. Dans! If you have tried or listened, what I-
se mai iubesc ele? Ce se mai iubesc? Ce s-au mai împrietenit în ultima perioadă? Incredibil, Oana și Delia. Oana, în dansul tău următor poți să joci eu rolul moșului? Moșul e într-adevăr ca vârstă poți să joci, dar doar atât. Pentru cei care se tot întreabă dacă pleacă bebelușele noastre de la Cronică. Nu pleacă, cine poate nu să pleacă. Dea afară așa două poane? Hai mă! Nu pleacă bebelușele. Două mărgăritare am vrut să zic, vă rog. Dați-mi voie, am o obligație, am o obligație, vă rog frumos. La camera asta e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare, așa. Așa e. Și mai sobră, așa puțin. Am orbit, oameni buni, ciachi! Și mai avem o obligație, în continuare, este vorba despre prietenul nostru anual, care din transumanță în transumanță, dar până unde? Au! Mi-ai prins mâna, totuși. Vă era dor de Gigi cel viteaz și necioplit? Ei bine, el revine imediat la Cronicuță. După ce a participat la 10 pentru România, proiectul utopic și costisitor al irealității, Gigi se întreabă, dar cine dracu e Kissinger ăla de a fost invitat? Că toată lumea se ridica în fața lui. Eu fac tot timpul ceea ce simt. De exemplu, ăștia cu Kissinger s-au ridicat în picioare toți, că a zis, nu, stai, ridicăm în picioare, că a venit Kissinger. Păi pentru ce să mă ridicăm în picioare? Stai jos. Că n-am simțit să mă ridic în picioare. Cum să mă ridic în picioare? Ce să mă sclav? Bă, nația de sclav suntem. Hai să ne ridicăm la Kissinger. Într-adevăr, Kissinger, într-adevăr. Vedea toată, vedea toată. Alar de măsa ce l-a făcut pe Kissinger. Într-adevăr, știu că iubea tata mult pe Kissinger. Era o chestiune de respect, nu de vasalitate. Ne ridicăm în picioare la Kissinger. Băi, bădăranule, moșul ăla era cu 30 de ani în urmă tata al tuturor ciobanilor îmbogățiți peste noapte ca tine așa, hahalere needucată ce ești. Și ca să vedeți ce psihologia mamei ei de viață aplică jiborul, ia ascultați ce ordine face el la Steaua. Fac selecție cum făceam toamna. Oile care erau mai bătrâne rindeam, le tăiam și capele le vindeam. M-ai înțeles? Și cumpăram iorițe care să aibă forță și la pătare și la lapte și la toate. Și o să dau afară 6-7 de-astea voi bătrâne, mai înțeles? Și o să cumpăr vreo 6-7 curlon de-aia. Dragă Gigi, stimate voievod, băi războinicule, alo, fanfaroane, pe tine trebuie să te dai primul afară, de-aia nu merge treaba acolo. Că dacă la tine viața se împarte între oi negre și oi albe, în fotbal e altă brânză în altă ciurdă. Să revenim de pe... Puștune suflă aici, că să-i furnizăm noi niște mei. Dar n-am da, ce să fac frumos, dar să revenim de pe gazonul Izlazului la Kissinger. Nea Gigi, nu-ți încărca matale memoria cu Kissinger. Cine e Kissinger? Nu uita că ai de gândit la bunul mers al nimănui, că îi merge prost pe toate planurile și în politică și în fotbal, că s-a prins lumea că e filantrop doar la televizor. Bunul mers al speculei cu terenul. Na, problema mare este alta, oameni buni. Care alta a căzut pe locul 4-5 la simpatii politice, asta da, într-adevăr o problemă. Asta și asta. Nu, problema e că nici Kissinger ăla nu știe cine e Gigi. Și în general lumea de afară, de după graniță, nu știe cine este Gigi și nici nu interesează. Hai uite, așa ne asemănăm noi cu ăștia, cu străinii ăștia, prin faptul că personajul următor, domnul Tatulice, cam străin de ceea ce se întâmplă în afara aranjamentelor lui. Urmează, doamnelor și domnilor, să vă prezentăm un fel de utopie mare cât o zi de post. Este proiectul lui Musiu Tatulici, denumit pompos 10 pentru România. Aici, la diferite categorii, avem diferite nominalizări și din greșeală și câștigători. Ceea ce s-a vrut, ceva elitist, a degenerat într-un spectacol de 2 lei. Gigi, prezent pe podium, cu locul 2 atât la oameni de afaceri, cât și la politicieni, cu Dan Diaconescu pe locul 3 la analiști politici. Auzi, analist politic, poate specialist în dispariții, crime, sinucideri și împușcături. Am mai întâlnit-o pe micuța băseșciană Elena pe locul 3 la tineri politicieni. Ai, nu mă nebuni. Dar de când se face politică la prezentările de modă și în revistele specializate în paparații ori de alea glossy? Cam asta a fost Gala 10 pentru România. La ce personaje am vizualizat la gală, ea trebuia să numească 10 pentru a pleca din România. Băi, nene vântu, te mai fraieresc frate mult angajații gen Tatulici așa? Nu de alta, dar la banii matale ai putea să-ți angajezi niște profesioniști, nu doar niște ageamii cu experiență. Nu aplaudați! A fost un fâs, n-a fost o gală. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Gala 4 pentru România. Treci la Locheș repetentă. Domnul Mihai, sau mă rog, Tihai Mamulici, este prezent aici la noi și ne spune care sunt selecțiunile galei, vă rog.
Ce-mi place mie e că mă mai prezinți, deși mă știe lumea ca un cal braț de când am falimentat ele 7 ABC. În fine, hai să începem. La categoria cei mai buni jurnaliști, nominalizații sunt... 1. Ana Maria Prodan, care apare în jurnale mai des decât apar jurnalele. Bun. Fata de la pagina 5, fiindcă s-a mutat la pagina 3, după care a apărut cu un sân pe copertă și cu ceilalți împrăștiați până tot ziarul. 3. Dinu Patriciu, care, deși nu semnează cu numele lui, scrie din ce în ce la mai multe ziare, din ce în ce... Haide, încetează. Și în fine, Traian Băsescu nu e jurnalist, dar înjură păsăricile de jurnaliste. Bun, trecem la altă categorie, categoria cei mai buni 4 politicieni. Bă, eu am vrut să bag mai mulți, că am destule pile, dar bătea la ochi. Deci, 1. Cosmin Gușă, singurul politician fără partid din partidul PIN. Adică, mai știe cineva ce înseamnă PIN? Ce urmează înseamnă? Altă nominalizare, dați-mi voie, domnul Mamulici. Elena Băsescu nu e politician, dar se crede. Și în cazul ei, nu știe dacă PSD cu PD sunt alianță sau cu metrie. Alt politician, Simona Senzual, care era cât pe ci să intre în PLD, dar partidul finalizase deja. Se finalizase deja. Și adică, în fine, ce... Traian Băsescu, doamnelor și domnilor, pentru că merge singur cu mașina, dar nu alimentează niciodată la benzinerile lui Patriciu. Categoria specială, Traian Băsescu. Avem o singură nominalizare și deci un singur câștigător și acesta este... Ion Tristoiu, zi și hemoroidul lui Traian, fiindcă deși îl mușcă în continuu de poponeață pe președinte, acesta trăiește bine, mersi, și îl mai și tratează cu dosul. Gata cu gala asta, gata mă cu gala asta, că gata, mă duc să strâng banii, da? Să-i pun la loc, că i-am făcut praf pe ea lui Vântul. Apropo de tratat cu spatele, subiectul următor nu trebuie tratat în niciun caz cu spatele, poate doar dacă vă place și asta este povestea voastră, nu este a noastră. A noastră nu. Vai, se apropie sărbătorile și la acasă băieții se țin de șotii, tu, mai ales povestitorul ăla sensibil și a adus acoliții în emisiune, de până și Cabral a sărit ca ars. Piruete complete, să-l admir de peste tot și din față și din spate și de sus și mai de jos, ce băiat frumos, ce șorțuleț. Inimos, priviți acum cum gătește. Nico poate obține vreo replică? Da, aia cu Desdemona. Și acum să vizualizăm cocota. El este Nico, un băiat simțitor care, dacă vreți, vă poate face să visați la plăceri nebănuite, tu. Îți place ceea ce vezi? Sunt tare curios. Acum ce stai zilor și te pădă fragile. Auzi, măi, cochețelule, cum te menții tu în forma asta de cozonac pe care o prezinți? O masă regulată, de odihnit pe cât posibil. Frecventez salonele de înfrumusețare pentru că eu consider că un om trebuie prima oară să respecte pe el însuși. Pe lângă faptul că arată la toată lumea, să știți că Duduiul este și o gospodină desăvârșită. Gătește de nu-ți vine să crezi tu. Sunt un pic dezamăgit de ce am făcut aici și cred că o să mă îndulcesc puțin, știi? Măcar dacă n-am făcut mâncarea... Păi știi, în ton cu sărbătorile. E ok, nu? Moș Nicolae mi-a dus un ciubuc, o fundiță. Adevărul e că la cum arăți un ciubuc în gură îți mai lipsea, băi, Gigel. Mare e grădina lui Doamne, Doamne, dar mulți sarțuști în pielea goală înăuntru. Am sexy boy și știu ce vreau să fac, când voi fi mare. Striptease. Am păr brunet pe-l voi și-l rat pe piept între și pe picioare. Striptease. Fac ouă moi prăjite, sucat la nele, mă dau cu un soare. Striptease. Mă dau la cărcătaș că sunt penibil, dar eu cred că-s foarte tare. Foarte frumos, foarte frumos, trupa de băieți jukebox împreună cu domnul Marius Popa! Dar stai că avem și noi aici o mică surpriză, povestește! Cabral, dragă, ce bine ai făcut, că nu se știe niciodată ce execută colegul tău în timp ce materialul se derulează. Dar iată, special pentru ea, pentru el, a sosit un grup de colindători! Sunteți acasă și am venit.
venit să vă colindăm? A venit să afară că într-o poveste. Și e și povestea noastră. Aho, aho, copii și surori, să nu mergeți la putori. Dragă, nu mai pomeni de fete că mi se face rău. Am venit să colindăm prin spatele caselor, să urăm. Ne dați sau nu ne dați, că noi vrem. Covrigei și nuci multe, nuci multe, nuci multe, da, nuci. Da, și bănănuțe. Merișoare. Merișoare nu, dragă, că pot să-mi pun silicone și singura. Atenție, 2, 3 și... Bună dimineața la moști să pun. Rușine! Rușine! Ai, ce rușine! Dar nu mai pune mâinile pe mine în timpul interpretării momentului. Nu avem nimic în comun. Nu avem nimic în comun, dar nici împotrivă, vă rugăm. Nu, eu am împotrivă. Bine, atunci să ne întoarcem în spate. Vrei să dispară? Uite, hai să dispară. Hai să dispară, că am și o obligație. Ia, hai. Eu nu sunt obișnuită. Aici, la camera asta, e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare. Așa, ia. Și mai sobră, așa puțin. Au fugit cu toatele după Chucky. După ceva urât, urmează ceva frumos. Ce e aici? Măi, băieți, măi, fetelor. Terminați, mă, că deja am luat amendă. Cât vreți să crească amenda? Cât vreți să... Unde vreți să ajungă amenda asta? Să trecem la lucruri normale. Dansează fete. You give me love or I'll die. Ultimele două din cele 20 de bebelușe cu care v-am promis că o să vă obișnuim în cele 10 ediții speciale. O avem pe Alessia Dulgheru, este din Republica Moldova, din Chișinău, cea blondă. Și cealaltă, tot moldoveancă, de asta de la Galați, Ilie Mihaela, este născută în zodia Săgetătorului. Bravo, bravo, fetelor! Mai au un dans de confirmat, după care o să ne întâlnim săptămâna viitoare cu el într-o ediție specială plină de bebelușe. O să avem 20 și cu ale noastre 22. Apropo de bebelușe, nu, să trecem la bebelușul esențial al acestor zile. Celebrul bebeluș românesc. Să vedeți despre cine este vorba. Cea mai așteptată naștere a momentului s-a produs, oameni buni. Andreea Marin Bănică a adus-o pe lume înconjurată de bodyguards pe junioarea juniorului. Tăticul, plin de emoții, aștepta pe hol să o vadă pe Durli, da. Sunt emoționat și fericit astă seară. Toate ziarele și toți paparații din lume s-au bătut să execute poze, dar nu le-a mers. Clinica a devenit o fortăreață. A fost tare, tare emoționată când și-a primit fetița în braț. Ștefan nu mai avea nici voce, că a zis să mă țină gâtul de seară. L-am ascultat pe directorul maternității, doctorul Marinescu Mengelescu. Nimeni altul decât cel ce a realizat oribila implantarea unei fetițe în pântecul unui babete de 70 de ani. Putea el să lipsească de la livrarea Andreei, să nu-și facă puține publicitate și reclamă? Mă rog, revenind la fericitul cuplu, să fie aia mică sănătoasă și voioasă și voinică, pentru că de exploatat o vor exploata la greu. Știți voi, poze cu copii în reviste glossy, reportaje despre viața de familie fericită, bla bla bla, bla bla. Bla bla bla, bla bla bla. Doamnelor și domnilor, în exclusivitate, senzațional, extraordinar, plenipotențial, am reușit să punem mâna pe primul, dar chiar primul Pampers al micuței vedete. Iată! Wow, surpriză, surpriză! Suntem cei mai tari paparazzi din lume. Și chiar din România. Dar ce facem cu ăsta acum? Bă, ce să facem? Îl vindem la licitație pe internet. Ok. Accesează acum www.căcuțadevedetă.surprize.ro
și poți câștiga acest prim Pampers de la celebra fetiță a mult mai celebrilor săi părinți. Mult mai celebri, asta există în limba română? Și fiindcă multă lume încă nu știe cum s-a petrecut treaba la spital, iată, le oferim acum, mai ține și tu, ocazia. Urmează prima apariție în public a Andreei după livrare. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu te auzi, Toanto. Ba, mă aud foarte bine. Da, ți-o spas jos. Da. Domnilor și domnilor, stimați telespectatori, se întâmplă un lucru extraordinar. A zis că pe Elodia. Nu, ne aflăm la o maternitate românească unde astăzi se va naște Violeta, fetița Andrei Marin și a lui... Polițistul Cioacă. Nu. Și a lui Ștefan Bănică Junior. Sunt așa de emoționată de nu-mi pot stăpâni tremurul. Iată lângă mine se află tatăl fetiței. Cum te cheamă, dragă? Nu știu cum mă cheamă, sunt așa emoționată. Ce vreau cum te cheamă? Te cheamă Bubulina. Am o pregătire pregătită pentru tine. Deci, Bubulina, gospodina, e reporteriță Batovina. Da. Haideți, vă rog, cine urmează, că n-am toată ziua ca să stau după fundurile dumneavoastră. Mă rog, fundurile, un fel de a spune. Bă, vai, domnul doctor, dar ce îngrozitor arătați, cât sânge pe dumneavoastră, ce se întâmplă? Și am tăiat porcul. Nu știți că după normele astea ale Uniunii Europene, mai întâi trebuie anestezia. Anestezia, da? Am eu o melodie pentru asta cu anestezia. Atenție, sunt pregătit, toată lumea pregătită, da? Da. Ei, toată lumea dansează. Toată lumea se anesteziază, fiindcă așa vrea cu eu. Alo, domnul Trubaduru, dumneavoastră, ce cotați? Este Elvis, trăiește! Nu e Elvis, mamai, cum să fie Elvis? Este din Stevens atunci, dacă nu e Elvis. Ia taci, babă nebună, că m-ai zăpăcit de cap, lasă-mi col. La 82 de ani te-ai trezit să vin spital să naști. Cine a fost idiotul care te-a inseminat? Păi, a fost burătorul cu negre plete, doamne. A fost, să știți, inseminare din dragoste adevărat. Dați-mi voie, am o melodie special pregătită pentru chestia asta. Durli, durli, da! A nebunii, baba! A durli, durli, du! A nebunii, doctorul! Durli, durli, da! Mâncați așa coliva! Au, ei! What's up, dub? Cine face gălăgie în halul ăsta, frate, că ne-a trezit pe tot voi incubatorul acolo? Doamne Dumnezeule, cine este acest? Este Godzilla? Domnul doctor, cine este micul monstru? Deci este Costeluș, am tot omis să-l scoatem din burtică și el este foarte mâncăcios, uitați-vă. Da, mai mult bătaie mănâncă, fac mereu un pamper și nenea doctorul trebuie să cheme mereu vitanja. Da, una peste alta, așteptăm să treacă vacanța și o să-l dăm la liceu. Nu am un doctor, da. Liceu, liceu, dați-mi voie, am o melodie pregătită pentru liceu. 2, 3 și... An de liceu cu emoții la română. Scumpii ani de liceu când ții biberonul la greu. Ani de liceu când faci pe tine... Nu, am voie. Câte vremuri la fel ca și la liceu, eu fac pe mine și acum se știe. Să schimbăm subiectul. Domnul doctor, da. Am venit aici să vedem când naște Andreea Marin. Apropo. Eu am încercat să o ajut să nască, dar după cum știți, Andreea Marin vrea să se impună mereu, așa că cică v-a pregătit o surpriză. O surpriză, dar surpriză! Sunteți pregătiți? Da. Atenție! Gata, Andreea, ieși! Extraordinar, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Marin, Bănică Junior, și am o surpriză pentru dumneavoastră. Iată, se numește Ana Violeta Marin, Bănică Junior Junior. Dați-mi voi o melodie pregătită pentru moment. Violeta, s-a strigat chiuveta. Dom'le, chiuveta ca chiuveta, dar vreau să vă spun că în spitalele lui Nicolescu totul este varză. Adevărat. Computerul tomograf, RMN-ul, știți și dumneavoastră mai. Să nu mai vorbim de terapie intensivă. Ștefan, dar n-ai pupat-o pe Ana Violeta Marin? Bănică Junior, Junior. Nu mai supărați, dar nu putea să-i spuneți mai scurt. Cum adică? Mihaela Rădulescu. Am o idee pregătită pentru moment. S-o facem fată încă o dată. Vrem și ne distrăm până dimineață. S-o facem fată. Avie. Am o melodie pregătită pentru dumneavoastră! Au, yeah! Care este atenție! Melodia aceea? Deci, cum o cheamă pe aia mică? Violeta? Eu schimb numele Rodica. Rodica e o fată care stă în Piața Vita. Natache este taxul care nu-i de niciun bar. Nu știi cum e asta?
s-o facem lată. Iar s-o facem lată? Încă o dată. Păi, dar n-a dat de băut, trebuie s-o facem. Măi, înainte de pauză. Pane, noi facem niște apropori. S-o facem lată. Încă o dată. Încă o dată. S-o facem lată. Da, ai dreptate. Înainte de a trece la pauză, te rog, am și o obligație. Iar obligație. Am obligație. Am un prieten, vrea să-și facă reclamă la noua ei păpușe. Eu nu sunt obișnuită. Aici, la camera asta, e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare. Așa. Așa e. Și mai sobră, așa puțin. Ruj. Imediat ne întoarcem cronica Gârcotașilor cu bebelușele, trupa Jukebox, publicul și evident toate tâmpenile adunate la noi în emisiune. Mulțumim! Rămâneți pe prima! În câteva momente revine cronica Gârcotașilor! Doamnelor și domnilor, s-a întors cronica Gârcotașilor cu Huidu și Găinușa. Bravo! Cronica... Dacă puneți și lumina pe noi, e perfect. Mulțumim, iată, cronica Gârcotașilor cu Huidu, Găinușe și cu un decor deosebit de iarnă. Domnul Nicu, responsabil cu decorul respectiv. Mulțumim. Nu se vede chiar așa foarte bine, dar nu, să se vede foarte bine, la un moment dat o să vezi că vadă. O să vină factura de curent. Factura o plătești tu. Nu, eu plătesc eu. Păi tu plătești factura, tu că ești chitros. O plătească tu. Prima, că ești are 10 ani măcar. Tu ești chitros, tu, deci tu plătești. Bine, mă, plătesc eu. Bine, dar stai un pic să plătească altcineva. Să plătească prima, că a făcut 10 ani prima. Tu primul care ai tu 10 ani, tu... Începem ultima parte cu o strâmbătură originală de la Donșoara Caragea de la Pro. Măi, măi, ce mufă îngrețoșată ai, dorești puțin colebil? Tot surprinsă de cameră este și Cristina Țopăescu. La noi, la prima, există probleme și cu scrisul. Mâncăm litere, mamă, mamă. E piața Constituției, stimați colegi. La Megastar s-a încins tărâța în juriu. Recunosc că eu nu mă pricep la dans, dar nu prea-mi imaginez cum te putea mișca pe ritmul ăla. Care, e greu că domnii n-au imaginație și fantezie așa. Ce bine că nu te aud. Că dacă te-aș auzi vezi, tu n-auzi pe citit, nimeni, Adrian. Te-am citit de la prima piesă. Vai, dar ce râi sunteți. Apropozitor de domnul Mazilu, el a executat un dans șarmant cu colega Andreea Raicu. Ba chiar pe alocuri au fost și mișcări mai mult decât tandre. Bine, oricine ar fi fost în afară de domnul Mazilu, ne-am fi speriat. Așa Andreea e pe mâini bune, prietenii știu de ce. La finalul dansului, Andreea însă a rămas, mă scuzați, în dodoul gol. Vai, rușinică dragă! Ediția aniversară s-a terminat cu un vot al publicului pentru cea mai bună emisiune de la Prima TV de-a lungul timpului. A câștigat cronica Gârcotașilor. Și pe primul loc, cu 36,68%, se clasează... Cronica Gârcotașilor. Să-i felicităm. Dați-mi voie să le strâng mâna colegilor mei, Huidu și... Nu sunt aici? Nu. Mă rog, nu sunt aici. Ne vedem cu ei că... ceva mai târziu. Da, dar de... mă rog, nu mă bag. Nu întreb de ce nu sunt aici. Le mulțumim fanilor și domnul Virgil a câștigat cea mai longevivă emisiune de la Prima, aia care n-a plecat când i-a fost greu de la postul care a consacrat-o. Nici n-a plecat, nici nu s-a întors cu coada între picioare ca alții mai importanți și mult mai bine promovați de-a lungul timpului. Mă rog, câtă răutate! La mulți ani pentru Prima TV, avem de făcut nu neapărat o explicație, dar să vă spunem ce s-a întâmplat. Noi, în general, am fost așa o mică insulă în Prima TV și pentru că am fost o mică insulă în Prima TV, am preferat să le spunem la mulți ani telespectatorilor în felul nostru, domnul Virgil. O emisiune specială, în fine. Totuși, a fost răutate și e colegul nostru, să știi. Nu, colegial a fost. Bine, în ce mă privește, mă mire că nu l-am văzut în emisiunea asta specială pe celălalt fost coleg al nostru, care a plecat, dar nu s-a întors, care și el o mândria lui. Cine, mă, frate? Ăla tot cântăreț, Vali Vigelie. Zici de mine, răutate. Da, mă rog, la mulți ani Prima TV. La mulți ani e coleguța Raicu, o salutăm pe această cale. La mulți ani. Să știi că am observat o chestie foarte tare. Deci Prima îmbătrânește, Raicu întinerește, frate. Stai, așa e adevărat, dar am mai observat un caz mai grav, să știi.
prea multă, prima îngrașă. Ba! Fetelor, dans. De bebelușe frumoase, frumoase. Bravo, Delia. Delia și Oana, toată lumea ne întreabă ce fac ele, că vor fi date afară, că vin bebelușele nu noi. Nu vor fi date afară. Nu vor fi date afară, vor fi aici la noi la emisiune. La mulți ani, Oana, încă o dată. La mulți ani, Oana. La mulți ani. Auzi, Mișu, chiar mă gândeam acum când era emisiunea asta în desfășurare, da, și după ce am văzut emisiunea în care am aniversat aproape 8 ani de existență a Cronicii Neîntrerupte la Prima TV, mă gândeam, oare noi de ce nu angajăm și noi un producător care să nu fie de la noi, de la Prima TV și de la noi din echipă? Așa. Să fie cumva în afara Prima TV, da, astea și sunt... să se întoarcă la locul de muncă după ce a făcut praf vreo 4 emisiuni. Astea sunt chestii interne, nu ne interesează pe noi. Da, mergem și interne mai departe, și externe, nu ai dreptate. Mergem mai departe, mergem mai departe, dar până unde? Că vine doamna... Stop. Vine doamna Leonida și ne sperie. Da, doamna Leonida ne sperie, dar și de ce ne sperie? De ce ne sperie? Pe noi ca pe noi, ne sperie scaunele goale din fața doamnei Leonida. O, să nu ne mai sperie, ne-am obișnuit. Avem un reportaj deosebit făcut de obositorul antenei despre cum au prestat muncă senatorii și deputații în ultimele zile lucrătoare ale anului 2007. Priviți, stimați contribuabili, cum 3 zile la rând aleșii au chiulit de mama focului de la locul de muncă. Geaba încearcă nenea Văcărăiu să restabilească ordinea și să voteze toți cu mânuțele ridicate. Parlamentul, deși plătit, lipsește cu desăvârșire. 6, 7, 40 cu 7, 11, scăzut din 85, 69 de voturi pentru. Rădurescu, te rog foarte mult. Nu te agitați, crește glicemia. Domnul Tărăcilă, vă rog să-mi preluați, domnul Rădurescu, v-am ascultat, vă rog foarte mult. Faceți contestație, multe drept de asta. Să știți că nu numai plenul suferă de chiul, dar și comisiile. Unele dintre ele nu numai că nu s-au întrunit, dar au și ușile ferecate. Trebuia să întâlnim aici pe cineva de la... juridic. La juridic. Dar văd că nu se ține. E drept că democrația costă, dar oameni buni, dragi concetățeni plătitori de impozite, băieții ăștia fac mișto pe față de noi. Haide, domnul Mamanu, treceți acolo. Conduce ședința, că mă fiat. Nu stă încă atenție pe aici. Priviți și să vă învățați minte să vă mai plângeți. Oare în Parlamentul canadian de la Ottawa ar fi la fel? Nu știm, dar cu siguranță acolo nu există o Leonida Lari care să-i distreze. În fine, întoarcem la tovarășul Voroni. În afară de faptul că se folosește de numele lui Ștefan cel Mare, se mai folosește foarte des de numele Maicii Domnului. Trăiască, trăiască, trăiască Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, 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 să trăiască Ardealul, Moldova și asta, cum îi zice? De unde vine Leonida Lari, țara rusească. Nu e, băie, românească, băie, nu e rusească. Nu te simți plin de patriotism ascultând-o pe Leonida, pe scurt, Leo? Nu. N-ai așa un moment înălțător de mobilizare la arme? Nu. N-ai vrea, nu-ți vine să... Să fug urlând? Ba da, ai dreptate. Fugiți! Ascundeți-vă în Coreea! Vine Leonida! Vine Leonida! Ca să vedem cum funcționează democrațiile în alte țări, priviți acum, oameni buni, imagini din Parlamentul corean. La noi aleșii dorm pe ei doar să nu-i deranjeze nimeni. La ăștia mici cu ochii oblici, probabil ori e mâncarea mai condimentată, ori au altfel de probleme că îi apucă din când în când strechea. Acum ce că la mijloc este o anchetă demarată de DNA-ul lor local asupra unor fapte de corupție făcute de fosta putere. Dacă e așa, vii, puteți închipui în România pe Adrian Năstase secundat de Michi Șpagă cu șpăgălache în frunte, caftindu-se cu Stolojan, Stoica, Băsescu și Vadim? Parlamentul corean este plin de chiki-chan.
Trupa Jukebox în frunte cu Marius Popa, care e și capul răutăților. Să știți că de la el e ține-ține. Dă-i, dă-i. Sparge-i fața, măi, măi. Iată cum ar arăta parlamentul nostru dacă am fi coreeni. Bun ziu, sunt senatorul poet Adi Ioan Păunescu și am compus o poezie haiku mică. Ninge afară cu petale și ar fi feng shui să călcăm opoziția în picioare. Călcați pe mama ta! Sunt senatoarea Noric a Nicolai și aș vrea să... Da, mai bine să o las pe nepoata mea să vă spună. Sunt Nikita Dințeul și stau în poziția Coco Stârc și am atât să spun opoziției. Și mi-a zis Karate Kid să fiu vigilant. Eu sunt Iri Nalogin și aș vrea să vă cânt o melodie tradițională coreană. Dar am mâncat prea mult orez și nu pot decât... Încetează, frate, că miroase! Ne oprim aici cu Parlamentul Corean din România. Da, se întâmplă ca din când în când la dezbaterile în plen și pe comisii să iasă cu împușcături. Să ați observat și dumneavoastră. Am văzut asta, dar a rămas izul ăsta corean. Adică voie. Ne vreau să de orez. De... Dați-mi voie. Pe lângă izul de orez corean, am și o obligație. Toată emisiunea am avut o obligație. Bagă obligația, bagă. Eu nu sunt obligată. Aici, la camera asta, e ok? Da. Uite, vedeți? Ce bună a fost ideea telespectatoare. Așa. Și mai sobră, așa puțin. Ți-am zis că am obligație, acum să vedem dacă fuge altă cineva. Altă obligație. Dezbrăcatul. Iar? Am obligație. Ai obligație de atâția ani, m-am săturat de obligația asta. Obligație. Eu știu că ție ți-e fin, dar eu dau afară. După care îl dăm afară. Doamnelor și domnilor, Miss România prezintă. Bună seara, iată, am venit la un concurs. Ai mare grijă pentru că este a treia cu care am venit și nu vreau să mai am probleme. Sigur va fi un concurs la care o româncă va câștiga. Concurs de frumusețe, pentru că este un concurs de frumusețe, să trăiți. Iată, transmite chiar aici din backstage-ul concursului Miss România The World Time, The World 2007. Cine crezi că va câștiga dintre toate aceste domnișoare? Păi nu avem de unde să știm încă. Vreți să vedem? Eu? Spune! Ia. Fata de acolo. Vin. Din ce parte a țării ești? Cum te numești? Din Muntenia, din București. Ramona mă numesc. Ramona. Și de ce nu ai participat la Miss World? Și de ce participi aici? Păi le luăm pe etape așa, le luăm Miss România, pe urmă mai sus. Nu, univers, la Miss Europa. World trebuie să arăți bine. Cum te numești? Sandroxana. Și deci cu ce ocazie la festival? Uau, doamne, pe... De ce ați venit aici la festa Miss România? În primul rând să ne promovăm. Ce? Pe noi. Câteva cuvinte? Sau... Cât mai sunt foarte 2? Bine. 2 ori 2? 4. 4 ori 4? 16. 9 ori 9? Nu știu. Sunt participantă la Miss, deci nu ar trebui să știu, chiar dacă sunt brunetă. Îți spun eu, draga mea, 73. Iese numărul 1. Nu, nu mai intrați acolo, pentru că este un concurs de Miss România, vă rog foarte mult. Numărul 1. De ce așa atât? Că așa mi-a dat mama natură. Sigur nu-i de la radiații, de la Cernobâl, de la... Nu? Cu siguranță. Uite, ai ocazia să spui prin intermediul postului Prima TV, și anume emisiunea Cronica Crăcutașilor, câteva cuvinte mamei. Oh, pe ce să zic, am multe emoții acum, sper să da, fie ce bine. Da, eu emoții am pus să-l țin așa... Uite, țin așa să nu să... Deci mama... Mami, te iubesc mult și... Aproceală, că dacă e să dea de unul cu bani, nu mai vine acasă. Și sper să câștigi ce în seara asta. Nu neapărat să câștigi ceva. Da? Da, faptul că prind experiență... Ce experiență, ceva? Mă, că merge așa? Să știi că nu e așa ușor. Uite așa mergeți. Exact ca și cum faci pe tine ocupat la toaletă și te mai ții așa ca să nu... Nu? Nu fă-ți de lucru, te rog. Nu, vai de bine. Sărăduna, iată, transmitem în direct. Îmi cer scuze că vă deranjez, nu vreau să vă întreb. Bună seara, vreau să vă prezentați. Iată, lângă mine se află trupa Asia.
de paradis. Cum? Paradis. Paradis. Ne-ai ingresat în veșitul odată. Ați fi în stare, voi trei, să mă duceți pe mine în paradis? Pe tine nu. Hai mă, nu, nu fi... Ne-am să ne decidem, zi. Vrei să ajungești sigur că vrei să ajungi în paradis? Ea este noua colegă, nu? A. Căsătorită? De ce? Scuză-mă că stau așa cum în apă picior, dar mă simt mai aproape. Nu, ea este căsătorită. A, tu ești căsătorită? Da. Tu? Nu, a, lasă că... un gând bun pentru toți cei care vă privesc și vă vor vedea la anul prin intermediul Cronicii Cărcotașilor. Nu știu care... nu știu dacă veți vedea la anul, dar săptămâna asta ne veți vedea cu siguranță. Așa, ne veți vedea noaptea dintre ani. Unde? Pe la toate postele și la voi. În loc să zici că la mine în pat, hai mă, ce v-am întrebat eu și ce îmi răspundeți voi? Dă-o încolo de treabă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Stai cu minte acolo, nu te mai mișca. Fetelor, vreau din partea voastră așa. Perseverență, promptitudine, ochii numai după bărbați frumoși. Cum? Sigur nu ai febră? Dar tu de unde ești? Slobozia. Slobozia, Slobozia. În ce parte a țării se află Slobozia? Că o să te întreb la Miss România. În sud-est. Ce sud-est? Sud-est României. E bine sunt, doamnă, lăsați-o să... Ai emoții? Da, la rochie de seară chiar am emoții. Oricum îți garantez că tu vei ieși sigur acum după plomba asta. Doamnă și domnule, iată, deja atmosfera se încinge pe măsură ce probele se desfășoară. Primele patru, haideți. Îmi cer scuze că nu sunt atent și la dumneavoastră și la fete. Prefer să mă uit la fete pentru că... Ce nume frumoase au româncele, Tanța, Basilica, Gheorghina. Ghiță! Este ultima variantă de a călca o roche? Da. N-ai vrea să te calc eu? Nu. Bine, nu acum, că e lume lângă noi, dar poate pe viitor, poate... Niciodată. Niciodată. Așa, ai dreptate. Ofticoaso, ofticoaso. Haideți să așteptăm și restul concurentelor. Sărut, doamna Monica. Ce părere ai despre eveniment? A fost foarte incitant pentru mine, pentru că a trebuit să prezint Miss România. Eu sunt supărat pe tine, pentru că după ce am plecat așa, ai spus la cameră că să mă duc eu să... Dar n-are rost. Eu sunt conciliant și te pupăm. Iată că apar concurentele, trebuie să încheiem și noi transmisia, trebuie să luăm interviu celei care... Ți-am spus că o să câștigi câteva cuvinte la cald. Mi-ai spus. Ce să zic, sunt destul de emoționată, acum da? Mai emoționată ca... La proba trecută? Da, cam atât. Haideți. Cam atât. Uite ce ofticoase sunt colegele tale, uite cum se uită la tine. Vino un pic, haideți. Hai, Miss, haideți că e balamuc aici. Doamnelor și domnilor, la cald, la rece. Ți-am spus că vei câștiga, Miss? Da. Consider că am avut un aport asupra ta? Nu știu. Știi ce ai câștigat, nu? Da. Experiență, un sejur cu mine, timp de 2 săptămâni în insulele Hawaii. Și we miss România. Un pic să... Mama! Așa? Și pupă-ne, spune, transmite să te vadă toată țara. Am emoții, stai un pic să-mi revin și eu din șoc. Ce să zic, mulțumesc tuturor celor care m-au... Mai vorbești? Dacă să vorbesc, mă ții ocupată. Frumoasă? De la, din ce zonă? Moldova. Iași. Bine, cam atât, doamnelor și domnilor, trebuie să-mi revin și eu pentru că mi-este foarte greu. Vă trebuie să plec acum cu ea pentru autografe, conferință de presă, interviuri și Miss România cu Mister România. Un cuplu deosebit. Să mergem. La revedere. Eram sigur că o româncă va câștiga. Bună seara! Bună seara! A câștigat! Ce părere ați văzut? Moldova e cea mai tare. E cele mai frumoase femei. Așa este. Iau femei frumoase, au fotbal bun. Am un pic, am lăsat cheia la mașină. Bună seara, doamnelor și domnilor, ați văzut ce eveniment mare, chiar la mașină, te rog. Păi am înțeles că petreceți noapte aici, cu fetele. Cu Miss România? Da. Mersi mult. Să nu mai spui la nimeni, te pup. Vă pup, mă întorc înapoi. Avea 33 de ani.
avea 33 de ani. Nu, da, domnul Dezbrăcatu chiar a câștigat un sejur în insulele Hardcore Care, dar nu mai dus. E adevărat, știe, avea 33 de ani. A rămas cu toate fetele alea acolo? L-au mâncat de viu. Noi rămânem cu fetele noastre. Nu, nu, asta, lasă-mă, lasă-mă să fac o introducere. Da, da, lasă-mă să fac. Am de făcut o introducere. Miss România era moldoveancă de la Iași. Ei bine, și noi avem două moldovence. Ultimele din seria de 20 de fete care încearcă să acceadă către titlul de bebelușe la Cronica Grecodașilor. Asta o moldoveancă din Chișinău și o moldoveancă din Galați. Am zis bine? Asta e introducerea? Da. E deznodământ la tine, nu-i introduce. Mamă, de ce? Mă lași și mă mie, bă, și o specie literală, o hiperbol, ceva, o chestie. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Bravo, măi, fetelor! Mama se, mama sa, mama cosa, mama se, mama sa, mama cosa. Așa vine și ursulețul Panda, se rostogolește. Veniți mai aproape, fetelor, să vă prezint pentru ultima dată în această seară. Ea este Alessia. Cum a fost la cronică? Foarte. Vorbește mai tare când te auzi. Mai vin. Mai vii? Mai vin. Bravo, felicitările noastre! Iar ea este Mihaela, este din Galați. Cum a fost la cronică? Foarte bine. Dar pe mine nu mă întreb. Domnul Mișu, cum a fost la cronică? Băi, groaznic. A tras toată ziua și la sfârșit acum trebuie să mai și dansez. Deci sunt... Finalul va veni după un scurt material pe care îl vom vedea cu toții despre băieții, fetițele și toți ceilalți din nordul extrem al României. Până am ajuns acolo, oameni buni, ce-am mai pățit? Salutăm poenile de sub munte! Suntem aici! Am ajuns, doamnelor și domnilor, după un drum foarte lung, într-un final, această mașină din spatele meu a ajuns la copiii din poenile de sub munte. În spatele meu e mulțimea, e Huidu și Găinușă, se dau cadouri multe pentru copii. Hai să vedem! După mai bine de 8 săptămâni de campanie, concursul Bravo ne-a furnizat și fondurile necesare pentru achiziționarea în condiții avantajoase, mulțumim Auto Italia, a unui microbus pentru transportul copiilor din poenile de sub munte la școală. Doamnelor și domnilor, după o călătorie de aproximativ 780 de kilometri, să ne trăiască, am ajuns în mijloc... Și golul ăla de 300, 1000, treacă de la noi. De ce ești verde la față? Au fost serpentine pe ultima porțiune. Vreau să vă spunem că am ajuns în inima Maramureșului, este vorba de comuna Poenile de sub munte, aici unde ne-am chinuit să aducem această, dați-vă la o parte un pic, minunată mașină pentru acești, dați-vă la o parte un pic, minunați copii! Așa. Știut fiind faptul că elevii de aici parcurgeau mai bine de 18 km pe zi pentru a avea acces la învățământ, venirea mașinuței plină de cadouri a fost un moment de sărbătoare locală. Și de acum înainte, s-o stăpâni sănătoși, mă! Mulțumim! Să-mi permiteți ca numele administrației publice locale, Consiliul Local, în numele acelor peste 10.000 de locuitori ai Comunei Poenile de sub munte, să mulțumesc în primul rând tuturor acelor care au trimis SMS-uri pentru ca acest microbus să ajungă astăzi aici pentru copiii care, cum spuneați, fac aproape 18 km zilnic la școală și de la școală. Să mulțumesc cronicii cărcotașilor, dumneavoastră, personal, pentru gestul umanitar. Că asta este, de fapt, asta este sensul, gestul umanitar care l-ați făcut pentru această comunitate. Bă, dar nu v-a fost frig azi dimineață, mă, comingerul, mă? Da. A? Da. No, astăzi e ultima zi în care ați mers pe jos la școală. Da, mulțumesc. O venim Moș Crăciun. Bine. Trebuie să mai aducem și noi niște mulțumiri, pentru că asta, ia campania, nu s-ar fi putut desfășura dacă niște oameni în Limoș nu ne-ar fi ajutat. În primul rând, mașina asta este furnizată de Auto Italia. Le mulțumim foarte mult, au avut un preț mai mult decât satisfăcător. Le mulțumim celor de la Vodafone și am și o știre bună pentru dumneavoastră. O să aveți și benzinică sau motorină pentru o bună perioadă de vreme de acum înainte. Copii, vă veni duba, sunteți bucuroși? Da! Să știți că microbuzul nu a venit gol, e plin cu cadouri de la Kiss FM. Vă mulțumim dumneavoastră, cronicii cârcătașilor, lui Huidu și Găinușe, în principal. Bebelușele că mor de frig, să știți. Mor de frig. Vă plac bebelușele? Ne plac.
avem și noi pe aici ceva bebelușe. Am văzut, sunt sănătoase. Sunt sănătoase. Hai la cadou, mă zic. Mă bucur că am venit ca moș, ca moș am venit astăzi aici la Băiengele de Sâmbute și am făcut câțiva copii fericiți. Doamnelor și domnilor, la final de cronicuță avem una bucată de melodie de la băieții de la Jukebox. Este pe CD-ul Christmas Song, pe care puteți să vi-l achiziționați. Dacă nu vă plac manelele. Dacă vă plac manelele, nu puteți să achiziționați nimic de pe CD-ul ăsta. Melodia se numește Santa Claus is Coming to Town. Oh, și my God. Alex Vasilache va cânta chestia asta de aproximativ 450.000 de ori. Da. 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 When it's coming to town. Imediat vine, peste săptămână. Okay. Avem aici un grup foarte bun de acompaniament. Oh. Nu știu dacă recunoașteți. Iată, băieți veseli. Sunt băieți veseli. Care dintre voi este Virgil? Este Pap și Ari Pare. Ne revedem săptămâna viitoare cu o ediție specială cu foarte multe bebelușe, respectiv vreo 20 cu încă două de ale noastre, vreo 22 de bebelușe. Că doar vorba aia, dacă nici la noi nu sunt bebelușe, păi, păi unde sunt? Unde? Muzica maestrii. Haide. Child, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's blanking the list, he's checking it twice, he's gonna find. Pentru participare, Huidu, Găinușă!
Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Tony și Mariachi de la Cronica, trupa Jukebox. Ne revedem săptămâna viitoare. Pa!